Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus. PI. În ultima perioadă se tot vorbește de colectare selectivă, se vorbește de unde aruncăm gunoiul, cum îl aruncăm, cum îl împărțim, cum le așezăm și așa mai departe, pentru a lămuri toate aceste lucruri, dar și un aspect extrem de important, și anume acela că dacă nu aruncăm așa cum trebuie gunoiul, suntem pasibili chiar și de amendă. Despre toate aceste lucruri vom discuta în această seară cu invitata mea, Denisa Nicu, responsabil comunicare RER Ecologic Service. Bună seara și bine ați revenit în studioul nostru. Bună seara, bine v-am regăsit. Am văzut că prinde sacul galben la Buzoieni, este o constatare a noastră a jurnaliștilor, pentru că dacă la început, când a fost lansată campania, oamenii stăteau și ascultau, acum am văzut că știu destul de bine care e treaba cu sacul galben, ce trebuie să aruncăm, ce trebuie să nu aruncăm în sacul galben, dar dincolo de Buzoieni, mi s-a părut că foarte bine știu și copiii ce înseamnă sacul galben. Într-adevăr, spre deosebire de anul trecut, când am avut campania pilot, îi spunem noi, de informare cu privire la colectarea selectivă, anul acesta observăm o creștere a proporției în ceea ce privește cetățenii. Mai precis, dacă anul trecut, să spunem noi, în proporție de 5-10% estimăm noi, știau ce înseamnă colectarea selectivă și mai precis colectarea duală prin sacul galben, începând cu anul acesta începem să ne extindem și din ce în ce mai mulți cetățeni cunosc ideea de colectare selectivă, cum se realizează ea și la ce folosește sacul galben. Îmi amintesc că anul trecut stăteam de vorbă și chiar prezentam telespectatorilor cum arată sacul galben, ce scrie pe el, ce primesc atunci când li se oferă sacul galben. Acum deja se vede, cred că și din deșeurile adunate din fața porților, faptul că oamenii au înțeles mai bine ce înseamnă colectare selectivă. Exact. Dacă facem așa un tur al străzilor în care noi am ajuns cu campania Sacul Galben, vom observa că la porțile caselor vom găsi mai mult saci galben față de anul trecut. Asta este și rodul muncii noastre de informare. Dacă anul trecut ne-am deplasat cu casierii din zonele respective, anul acesta ne-am extins echipa, avem o echipă de informare menită să meargă din casă în casă, insistăm la fiecare poartă și le explicăm ce înseamnă sacul galben. Prin urmare, informațiile nu mai sunt așa de noi. Chiar dacă nu au fost asimilate în totalitate, cel puțin au fost auzite măcar o dată de fiecare cetățean în parte, urmând ca noi să ne facem treaba pe mai departe și să îi convingem în a colecta selectiv. Pentru că vorbiți despre extinderea zonei în care faceți informarea, în aprilie anul trecut, când a fost lansată campania, câte străzi erau vizate? Anul trecut, campania pilot a vizat cartierul Nicolae Titulescu, asta înseamnă undeva în jur de 57 de străzi, și cartierul Orizont. Ele au fost acoperite în totalitate. Într-adevăr, chiar dacă anul trecut ele au fost finalizate din punct de vedere al informării, anul acesta au fost reluate și le-am reamintit cetățenilor ce să facă cu sacul galben. Am considerat necesară reluarea acestor informări pentru că știm foarte bine că repetiția este mama învățăturii. De asta mizăm și noi în campanie și le repetăm cât de des se poate până când o să ne spună ei că au înțeles și atunci nu o să mai fie nevoie ca noi să le batem la porți, să îi informăm, ci doar să le dăm sacii galbeni. Referitor la campania din anul acesta, ne-am extins, într-adevăr, și vizăm cu precădere zonele de case, acolo unde există utilizatori casnici, le spunem noi, unde colectarea și a deșeurilor menajere și cea selectivă se face diferit față de zona de blocuri. Și atunci ne-am extins în urma unor discuții, am stabilit niște sectoare, am vizat, există un număr mai mare de străzi, o să dau doar câteva denumiri de străzi și străzile arondate lor intră în această campanie de informare. Mă refer aici la strada Bucegi, Arieșului, Gheorghe Lazăr, Virtuții, Aurorei, la fel zona de case din jurul străzii Prutului, Vasile Golea, Raicu Ionescu,
Mai avem acea parte de străzi mai micuțe, mai compactă, Vișinului, Bicaz, Romaniței. Sunt străzi vizate pe care noi am fost deja și unde colectarea selectivă a început cu 1 februarie 2015. Vă gândiți să vă extinde și în partea aceea de cartier Mihai Viteazu, poștă? Sunt vizate toate zonele de case. Am fost întrebați de nenumărate ori la sediu la noi când veniți. Noi facem o extindere sistematică, nu am vrea să ne grăbim, este foarte ușor să acoperim tot orașul, să mergem în câteva săptămâni pe teren cu o echipă destul de numeroasă și să acoperim străzile. Ideea noastră este de a atinge publicul țintă cu informația noastră și să vedem că ei au și asimilat-o. De aceea această extindere se va face treptat și cu siguranță și zona de cartierelor Mihai Viteazu și poștă vor fi sesizate și vor fi atinse de către noi în campanie. Deci în viitorul apropiat, stimați telespectatori care locuiți în zonele despre care discutăm, să vă așteptați ca echipa de la RER să vă bată la poartă, să vă informeze și să vă ofere un pachet cu saci galbene, așa cum fac de obicei. Oamenii la porțile cărora ați bătut până acum au primit așadar un pachet de saci galbeni, da, dar și un flyer pe care se vede foarte bine, scrie ce se aruncă în sacul galben. Da și nu. Ca la școală, ca să fie cât mai pe înțelesul oamenilor ce trebuie să arunce, ce nu trebuie să arunce în sacul galben, dar și un ghid, din câte înțeleg eu, vor primesc. Exact. Flyerul a fost anul acesta un pic schimbat, în ideea în care anul trecut nu aveam legislația menționată pe el, anul acesta avem și legislația menționată pe el pentru a se vedea clar în temeiul cărei legi și al cărui fapt acționăm noi. Nu este o acțiune de-a noastră pur și simplu. Există un temei legal pe care și noi, ca operatori de salubritate, trebuie să respectăm. Mai mult decât atât, dincolo de flyerul informativ, unde am încercat noi să sintetizăm informațiile esențiale despre sacul galben, am decis să realizăm primul ghid de colectare selectivă din municipiul Buzău. Din câte știm, noi nu am mai fost o astfel de inițiativă în municipiu până acum pe partea aceasta de salubrizare. El conține toate informațiile necesare despre ce înseamnă colectare selectivă și aici mă refer. Colectarea selectivă pe domeniul public, care a rămas pe cele trei fracții și găsim clopotele pe domeniu cu culorile respective și colectarea duală prin sacul galben. La fel, ne referim și la deșeurile voluminoase, cele rezultate din construcții, deci toate serviciile pe care noi ca și operatori de salubritate le prestăm utilizatorilor noștri. Mai mult decât atât, deci dincolo de informarea noastră propriu-zisă, fiecare va avea un astfel de ghid acasă și în momentul în care nu știe ce înseamnă colectarea selectivă, găsește toate informațiile aici. Da, până la urmă nu e greu să recunoști că nu știi un lucru și e mai bine să te informezi decât să greșești. Aș vrea să vă întreb, cum vă primesc oamenii? E greu să lucrezi cu omul, mai ales când îi bați la poartă, deja e undeva la limita proprietății. Este foarte greu, într-adevăr, pentru că întâlnim fel și fel de atitudini, de păreri. Menirea noastră și scopul nostru este să-i convingem pe toți, indiferent de ce opinii au, fie că ele sunt pro sau contra. Încep oamenii să se schimbe sau să schimbe optica față de acest fenomen. Dacă până acum unii se dovedeau a fi comozi și ne dădeau replici de genul nu am timp să fac lucrul ăsta, sunt prea ocupat, înțelegem foarte clar că fiecare dintre noi are probleme și atunci suntem prea împovărați cu grijile zilnice să mai venim să le mai spunem că mai au o obligație în plus. Dar lucrul ăsta nu trebuie să lăsăm doar la acest stadiu. Colectarea selectivă este o obligație. Oamenii încep să perceapă acest lucru și acționează pe măsură. Dovadă stau și cantitățile strânse de noi.
Dovadă stau și faptul că le oferim saci mult mai mulți față de anul trecut, adică ritmicitatea și periodicitatea de oferire a sacilor este crescută. Dacă înainte ne duceam la o lună, acum la cel puțin două săptămâni suntem iarăși pe aceeași stradă oferind din nou saci. Semn că la o colectare se pune în fața porții mai mult decât un sac. Media este undeva la 2-3 saci pe unele străzi, pe altele mai avem de lucru, dar nu ne lăsăm bătuți. N-aveți cum să vă lăsați bătuți. Este singura modalitate prin care pot primi buzoienii sacul galben doar bătându-le dumneavoastră la poartă sau îi pot primi în momentul în care vin să-și fie achite facturile sau eu știu... Din păcate, aceasta este singura soluție. Și de ce zic din păcate? Pentru că în celelalte țări din Uniunea Europeană sistemul este cu totul altul. Și anume, grosomodo, explicând fenomenul lor, li se dă un sul de saci să le ajungă pentru tot anul. În momentul în care li se termină sacii pentru că au colectat mai mult decât li s-a dat, atunci ei sunt obligați să se ducă la operatorul de salubritate și să solicite saci. La noi este mai greu de implementat. Suntem pionieri în colectarea selectivă și atunci, pentru a-i determina să facă acest lucru, încercăm să le ducem toate instrumentele la ei acasă. Da, dacă ar veni să vă ceară, le-ați oferi? Da, ni s-a întâmplat să vină să ne ceară că fie l-au terminat, fie nu ne-am găsit acasă și nu au găsit în poștă sacul respectiv. Sau peste gard, așa cum obișnuiți să faceți sau vara. Sau peste gard, pentru că este mult mai vizibil. În poștă poate nu au obișnuința de a se uita. Primesc altfel facturile și atunci poșta este doar așa de decor. Și atunci îl găsesc în curte. Din păcate, acesta este sistemul. Noi nu ne plângem de acest sistem, suntem bucuroși că le putem duce sacii și rugăm să-i folosească cum trebuie. Dacă vin la sediu și ne solicită, cu cea mai mare plăcere le dăm saci, rugămintea noastră este să nu-i folosească în alte scopuri, cum am mai văzut, din păcate. O să vorbim și de alte scopuri și de care sunt principalii dușmani ai campaniei, dar puțin mai târziu avem două mesaje din partea telespectatorilor. Bună seara, vreau să o felicit pe invitata dumneavoastră pentru acest proiect. Consider această inițiativă benefică pentru acest oraș în care trăim și să sperăm la faptul că Buzăul va fi un oraș curat și se va ridica la un nivel superior. Încă o dată, felicitări echipei galbene. Este foarte important modul, felul în care suntem percepuți, mai ales că noi avem ghinionul ca partea drumului european 85 să treacă chiar prin mijlocul orașului. Și atunci omul, călătorul, în prima secundă își poate da seama și își poate face o imagine despre ce fel de oraș suntem. Dacă vede hârtii aruncate, sticle și așa mai departe, am trecut prin Buzău, nu, nici nu vreau să mă, a doua oară nu vreau să mă mai duc. E, dacă începem să curățăm orașul, dacă începem să dăm dovadă că selectăm așa cum trebuie deșeurile, atunci și oamenii își vor schimba părerea despre noi. Cu siguranță, totul ține de noi și este la îndemâna noastră să facem orașul în care trăim mai curat decât este sau cel puțin să-l menținem la nivelul la care este. Noi dorim să fie mult mai curat decât este în prezent. De multe ori în prezentările mele le explic mai ales elevilor de ce este importantă colectarea selectivă și ce efecte are pe termen lung. Mulți tind să gândească pe termen scurt ce beneficii au astăzi, ce obțin dacă fac lucrul acesta. Încerc să le explic că este mult mai eficient și productiv pentru noi ca și omenire să gândim pe termen lung. Dacă vom face lucrul acesta, cu siguranță vom schimba un pic de cum arată natura și mediul înconjurător. Pentru că vorbim de oameni care gândesc pe termen scurt și se așteaptă să aibă o recompensă imediat, avem un mesaj din partea unui telespectator care spune, întreabă de fapt, dacă se dă curs la această măsură, se are în vedere și ieftinirea metrului cub de gunoi menajer? Eu aș vrea să-i răspundem telespectatorului pe termen lung. Că dacă vom selecta așa cum trebuie gunoiul, dacă vom arunca acolo unde trebuie, există posibilitatea să scadă și prețul pe metrul cub? Noi am avut în vedere și acest aspect. Vorbind despre
gândirea pe termen lung, aș dori să-i răspund telespectatorului să încerce un pic să privească în perspectivă și să înțeleagă cum ar arăta mediul pentru copilul, nepotul dumnealui, cum ar arăta pentru strănepoți. Ar trebui să ne gândim de acum că un pet aruncat pe stradă, cu siguranță, eu zic să facă o încercare, să arunce un pet într-un loc, fără a fi ridicat de către noi sau de către oricine altcineva, și să facem o probă, să vedem peste cât timp mai este găsit acolo. Îl asigur că îl va găsi și peste 500 de ani, în același loc, în aceeași formă, pentru că nu este biodegradabil. Astfel, dacă nu le vom pune separat și nu le vom duce la reciclatori pentru a forma și a da viața altor produse, ele vor rămâne tot acolo. Imaginați-vă dacă fiecare om ar arunca la întâmplare, o să găsim peste 10, 15, 20 de ani, 5 ani, că suntem o societate de consum, consumăm foarte mult. Dacă le-am aruncat la întâmplare, se vor face munți de gunoaie. Și mai e și un alt aspect. Ia gândiți-vă, din câte sticle se face, sticle PET-uri vorbesc, da, se realizează un metru cub de gunoi. Nu foarte multe. E, în momentul în care vor dispărea PET-urile din gunoiul nostru menajer, automat vom produce mai puțin gunoi, pentru că dispar acele PET-uri voluminoase, și automat producem mai puțin metri cub de gunoi menajer. Asta este și ideea în fond. De ce se face această colectare selectivă? Revenind sau aducând în discuție, de fapt, legislația în vigoare privind domeniul salubrizării, este stipulat foarte clar că autoritățile publice locale trebuie să reducă cantitățile de deșeuri menajere până la 50%, și asta înseamnă să ridice gradul de recuperare și de reciclare a deșeurilor reciclabile din deșeurile menajere. Asta presupune asigurarea precolectării de către fiecare în parte acasă. Cu siguranță, eu am încercat asta acasă și fac colectarea selectivă la mine acasă și locuiesc într-un apartament. Gunoiul meu, mă refer la deșeuri menajere din sacul negru, este mult mai puțin acum că le pun separat. Am un sac galben, îl țin pe balcon, nu este atât de incomod, nu lasă miros, deci este curat perfect. Și gunoiul menajer este mult mai puțin. Plus că odată ce avem numai gunoi menajer în pubele sau în sacii noștri, odată ajuns la groapa de gunoi, el se biodegradează mult mai repede decât dacă el este amestecat cu deșeuri reciclabile. Ele fiind biodegradabile, de fapt nu sunt biodegradabile, că ele se biodegradează în sute de ani, atunci groapa de gunoi se umple mult mai repede. Fiind umplută cu deșeuri menajere, ele se compostează și atunci groapa de gunoi nu se umple atât de repede. Da, aș vrea să-mi spuneți, pentru că e un lucru extrem de important și știu că e o problemă reală. Știu că sunt și dușmanei sacului galben. Din păcate, oamenii care caută prin tomberoane și aruncă tot gunoi afară ca să caute sticlele, sunt și cei care fură sacii galbeni. Da, nu ni s-a întâmplat de puține ori să avem astfel de incidente. Undeva la sfârșitul lunii ianuarie am avut o acțiune de informare împreună cu doi reprezentanți ai poliției locale și nu mică ne-a fost mirarea să descoperim că în acel sac mare al celor care colectează ilegal deșeurile se aflau numai saci galbeni de pe o stradă pe care urma să intrăm și să facem colectarea. În momentul acela, evident că am acționat și încercăm prin toate acțiunile noastre să descurajăm acest fenomen. Mulți ne spun că ei își câștigă pâinea. Ar trebui înțeles că acest mod de a câștiga pâinea este ilegal din punct de vedere al legii salubrității. Și aici aș vrea să aduc în discuție faptul că mai nou noile reglementări în vigoare privind domeniul salubrității stipulează infracțiunea de furt pentru acele persoane care ridică deșeurile de pe domeniul public, oricare ar fi acestea, în afară de operatorul de salubritate care are concesionat acest serviciu. În dată o să vorbim și despre reglementările legale. Până atunci luăm un telespectator care dorește să vorbească cu noi. Bună seara! Sărâna. Bună seara! Cu privire la selectarea gunoiului, trebuie să înțelegeți că atâta timp cât familia plătește 50.000 de membru al familiei și alții sunt 6, 5, 4, 3 membri ai familiei și plătește o grămadă de bani, așa?
Nimeni nu o să selecteze gunoiul așa cum se vorbește la dumneavoastră acolo. Bun, vă mulțumesc și vă răspund îndată și vă explic. Am discutat despre acest aspect acum câteva minuțele, dar o să repet într-un minut foarte scurt. Oamenii, populația, trebuie să înțeleagă faptul că odată colectat selectiv gunoiul menajer, și aici vorbim sticlele la sticle, cartoanele la cartoane și așa mai departe, automat cantitatea de gunoi menajer per locuitor va scădea. Și atunci există posibilitatea și putem noi, la un moment dat, când vedem că lucrurile vor merge foarte bine, să ridicăm problema. Dar până atunci, haideți să ne învățăm să colectăm. Asta le spunem și noi. Important este să învățăm să facem acest lucru și să vedem dincolo de partea materială acestor aspecte. Dumnealui a menționat tarifele. Trebuie să înțelegem că această colectare selectivă trebuie să se facă dincolo de să nu se facă contracost și să nu aducem în discuție tarifele. Acei sași pe care noi îi dăm sunt gratuiți. De asemenea, legea spune că ei ar trebui introduși în prețul pentru salubritate, costul per persoană, lucru pe care noi nu îl facem. Sunt niște costuri suplimentare pe care și noi le înregistrăm odată cu această promovare a campaniei. Aș vrea să privim dincolo de aceste costuri și să înțelegem că dacă noi vom face acest lucru, cu siguranță și răsplata va apărea. Este prematur să vorbim despre costuri mai mici, atâta timp cât noi nu putem să facem această colectare selectivă nici măcar în proporție de 50%, în mod corect, mă refer. Pe mine m-au uimit extraordinar de mult copiii. Am mers în școli odată cu derularea campaniei în școli și o să vorbim și despre acest lucru și am întrebat de ce trebuie să colectăm selectiv și ce se întâmplă dacă nu o facem. La un moment dat un copil extrem de responsabil mi-a spus: păi dacă nu o facem murim pentru că nu o să mai avem aer să respirăm. Copilul, prin răspunsul lui, m-a făcut să înțeleg că nu așteaptă nimic, că practic noi suntem obligați să facem lucrul acela dacă vrem ca nepoții noștri, ca cei care vor veni în urma noastră, să trăiască cel puțin la fel de bine din punct de vedere al sănătății cum am trăit noi. Într-adevăr, copiii sunt cei mai receptivi și asta o dovedește toată munca noastră de informare în școli. Sunt foarte receptivi și privesc dincolo de costuri, tarife și prețuri, nu cunosc acest aspect. Ei se gândesc pur și simplu la natură și sunt foarte ușor de preiau foarte repede informația. Gândesc, spre surprinderea noastră, pe termen lung mai mult decât gândesc cei mari și atunci ei reprezintă un exemplu pentru cei de acasă, părinți, bunici, familie, vecini și așa mai departe. Avem surpriza să îi găsim foarte interesați, ba mai mult decât atât, ne spun că s-au dus acasă și au învățat pe părinți ce trebuie să facă, cei care nu știau, și de fiecare dată când îl surprind pe mama sau pe tata că face ceva incorrect din acest punct de vedere, de fiecare dată îl trage de mână și spune ce i s-a spus la școală și cum trebuie să facă. Da, din fericire copiii noștri sunt foarte receptivi, iar acest lucru este foarte bun. Vorbeam mai devreme despre legislația în vigoare. Aș vrea să spunem foarte, foarte concret oamenilor dacă există riscul de a fi amendați noi ca țară, noi ca cetățeni, dacă nu respectăm aceste reglementări în ceea ce privește colectarea selectivă. Cu siguranță, având o lege în acest domeniu, există și sancțiuni. Ca orice lege, prevede și obligații, drepturi și sancțiuni. Există, știm foarte bine, codul penal, codul muncii și așa mai departe. Și pentru domeniul salubrizării există niște legi care reglementează acest domeniu. În speță legea 101 pe 2006 și legea 211 pe 2011. N-aș vrea să intru în detalii și amănunțite despre această lege pentru că nu asta este ideea. Ceea ce ar trebui să știe oamenii este că această colectare selectivă este prevăzută și obligată de lege. Mai mult decât atât, este stipulat foarte clar că membrii comunităților locale, fie ele persoane fizice sau juridice, au obligația de a asigura precolectarea selectivă a deșeurilor reciclabile care provin din activitatea gospodărească sau activitatea lucrativă, acolo unde este vorba despre agenții economici. Mai clar de atât nu poate fi faptul că suntem obligați prin lege. Cei care nu realizează această colectare selectivă, evident că există și niște sancțiuni și pot fi amendați.
Noi suntem, cum am mai spus, operatori de salubritate. Nu avem acest instrument de a amenda. Cei în măsură sunt reprezentanții gărzii de mediu și ai poliției locale care au competențe în acest sens. Noi doar ne facem datoria de a presta serviciu și de a informa. Dar trebuie să știe foarte clar că există amenzi și acolo unde se va constata acest fapt, și anume necolectarea selectivă a deșeurilor, vom găsi în pubele amestecate. Mă refer exclusiv la zonele unde noi am oferit sacul galben și unde ei au deja instrumentul de colectare selectivă. Cu siguranță se vor lua măsuri. Poliția locală va merge pe străzi cu noi și va fi organul constatator al acestui fapt și va lua măsurile necesare. Să sperăm că nu vom ajunge acolo, că vom înțelege cât de important este pentru noi să avem grijă până la urmă de mediul din jurul nostru și vom ajunge în câțiva ani, eu sunt optimistă sau nu, în câțiva ani să ne mândrim cu faptul că în doar foarte puține cazuri se mai întâmplă să mai aruncăm un PET acolo unde nu trebuie, doar sau nu neapărat peturi, vorbim despre peturi, mie mi se par cele mai voluminoase și cele mai des întâlnite. Toate tipurile de ambalaje se aruncă în sacul galben. Mereu dau exemplu pe teren, nu știu, poate par puierile exemplele astea și prea detaliate, de la făină, de la orez, de la ulei, toate sunt ambalaje de hârtie, de plastic, de folie, toate trebuie să ajungă în sacul galben, ele pot fi reciclate și atunci nu și-au locul în sacul negru sau de altă culoare, folosit pentru deșeurile menajere. Revenind la amenzi, noi nu pornim pe această idee. Nu a fost intenția noastră, nu asta ne dorim. Dorim să informăm și să-i conștientizăm și să-i responsabilizăm. Astea sunt cuvintele de ordine în campania noastră, nu amenzile, nu sunt de competența noastră și atunci noi ne facem doar datoria de a informa și de a presta serviciul. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim în direct, citim și SMS-urile venite din partea dumneavoastră și vom continua discuția cu campania care se derulează în școli, despre ce campanie este vorba și ce premii vor primi elevii. Vom discuta îndată după pauza publicitară.